deplasării de la Timișoara. A început jocul, Clujul. O pasă frumoasă pe la spate trimisă de Silvășan, care apoi aruncă. Jocul continuă însă. Silvășan are spațiu de manevră, capitanul Clujului în duelul cu Pesic. Alege aruncarea. A apărut în partea dreaptă Jovanović, culoar de pătrundere. Încă o ratare de afară pentru gazde, extraordinar. O singură liberă, este 12 la Tița și Pesic. A început sfertul al doilea, Timișoara prima posesie, Hargrove. Din nou încearcă să joace cu spatele la inel, numărul 21 la gazde, Bogdan Stâncuț, un jucător de 1,98 m. Primul jucător care ajunge la 10 puncte marcate în această seară. Iată acum intercepția lui Mandache. 3-point play pentru fundașul echipei naționale. Pentru Timișoara nu vin aruncările de la distanță. Ce ușor s-a desprins terenul advers. S-a apărat bine acolo. Hargrove forțează aruncarea de la semidistanță. Foarte bine Jovanović îl vede țâșnind pe contraatac. Jumătatea sfertului 2. Excelent, a pasat încă o dată pe la spate. A remarcat încă o dată viziunea lui Mihai Silvășan. Din nou nu reușește să pună mingea în coș într-o poziție bună. Experimentatul basketbalist Barneci a dat seama că nu mai poate călca. Iată momentul. Contribuie substanțial pe finalul primei reprize bosniacul, 2-30. Se complică, alege o pasă scurtă în spațiul de 3 secunde pentru Lalović. Extraordinară! Atat clujenii, revin în ofensivă elevii lui Petricevici, minge pierdută însă de Pesic. Popescu se bate foarte bine la urmărire între Baciu și Ciuici. Silvășan. Kelvin Lewis, o pasă bună la interior. Ranko Ciuici are spațiu pe mâna dreaptă. Am intrat în a doua jumătate a sfertului. Hargrove și Ciuici. Manigat. Doar 3 din 15 pentru echipa lui Bobo Pintea din spatele semicercului. Se schimbă aici oamenii. Rămâne Ciuici 1-1 cu Pesic. Zlatko Jovanović. Evoluția jocului de până acum. Laszlo tot căpăcit redreseze. Pesic, o piruetă în spațiul de 3 secunde. Scoate la Lewis. Încă o ratare pentru Cluj. Contraatac acum 3-1. Mai sunt minute bune până la final. Mandache se duce. La sala Constantin Jude s-a reluat. O aruncare foarte rapidă. Jovanović, Pesic, Pesic. Pe mâna stângă, simplu. Iar din acest moment aruncările de afară sunt indispensabile pentru clujeni. A ratat Mandache. Din nou este prinsă pe picior greșit defensiva ardelenilor. Din nou Jovanović. Jovanović forțează de la distanță. Extraordinar Zlatko Jovanović.